Mulți dintre dumneavoastră ați auzit această pricească cântându-se prin biserici, dar poate că n-ați știut a cui este, cine a compus-o. Sau nu se dorește să se scrie, să se spună a cui este. Mi s-a întâmplat să văd compozițiile scrise de Traian Dors, scrise de poetul Traian Dors, și să se spună că e din folclorul norvegian. Mi s-a întâmplat să văd acest lucru. În Madrid scria la fel, la opera de staff din Teatrul Regal, un citat din Traian Dors și scria că este din folclorul norvegian. Ei, este scrisă de Traian Dors. Sper că într-o zi se va lua măsuri să știe undeva. Știu ce ar trebui făcut, dar nu depinde de mine să fac acest lucru. Eu îl pot doar scrie în inima mea. Știu că este scris de el și pentru mine este lege. Blândul păstor, un text extraordinar. Nu o să cânt toată, e foarte lungă. Este foarte lungă. Am trecut doar câteva strofe aici. Mai exact, 5 strofe. Ea este lungă. Cred că ar trebui să-l cânt 10, 15, aproximativ 15 minute durează, dacă ar fi întreagă. Așa că am scurtat-o puțin el, ca să nu fie plictisitoare. Nu este plictisitoare, dar să nu fie prea lungă. Atunci va trebui să scurtez din celelalte, să nu mai cânt altele. Este foarte frumoasă, Blândul păstor. Le-a iubit cu dor nespus.
și viața pentru ai și abus și pentru mântuirea lor. Blândul pastor, blândul pastor și pentru pe cruce sus l-au răstignit. El se ruga spre mila lor. Blândul pastor, blândul pastor, să-i